listening from every corner of this planet. No knowledge has been dispersed so beautifully, so balanced across the planet, on this planet ever, maybe in the universe. You have the full potential of achieving everything in the universe. There is no need and there is no reason for my knowledge. So, wherever you are, the way I taught you to make the coils, double coil inside, you have continuous equal gravitational magnetic field, and if you put CO2 on it, and you put zinc on it, you have connected the emotion of the man to it on the same condition, and you'll find out you become a very peaceful man. Here, instead of having galaxies and universes and creating connection magnetically, we have used the matter state gravitational magnetic field strength to dominate and dictate the shape of the plasma. The nanotechnology, the nanomaterial which you have collectively developed in different ways, by caustic, by electric currents, by whatever, fire or whatever, has that advantage that the matter, the nano and the plasma is all the same. So connection is very solid. It's very strong. The power of the plasma technology, the way we have thought, is beyond imagination of the mind. Now you can create and control the plasma, which is the mother of the creation of the universe. You are given the seed of the essence of the creation. The foundation does not belong to no one and is not made of one anymore. You are developing it. You are structuring it. And from today, we will be still the same. We'll still develop the technology in different names, in different colors, in different nationalities, which they do not exist. It is beautiful when we see a Christian, the Muslims, the Jews, and every other belief are working together to build up systems. We have already become one faith. We already have become one nation, and we already become one planet. You got to remember one thing. Dates is irrelevant. Today is the last day of the Christian calendar, or tomorrow is the beginning of another. One day is connected to another. We don't stop. We are working round the clock. The Keshe Foundation team is working irrespective of time, position, religion, country. And now we achieve what we set out for. The Keshe Foundation is extending an invitation to medical doctors of any practice and speciality to apply to the Foundation's private weekly medical teaching workshop. This includes medical doctors, dentists, and veterinarians. Scientists of the Keshe Foundation developed different types of plasma therapies and cures that utilize advanced non-invasive plasma technology. The weekly private medical teaching workshop educates doctors to the plasma science behind the therapies, along with the functionality and operation of revolutionary plasma medical devices.
The goal of the private teachings is to add plasma health knowledge to the profound knowledge of medical doctors. The weekly class is broadcast live over the internet through a secure private channel every Wednesday from 2 to 5 p.m. Central European Time. Presently, the class is only offered in English. However, you are free to bring a translator to the class. If you can't participate in the live broadcast, you can watch them later at your convenience through a private internet portal. Every patient's case that is discussed in the workshop will be kept anonymous and private. This includes cataloged findings and data gained from the analysis of the patient's health issues. Any medical doctor in the world who wants to participate can do so by sending an email to doctors@spaceshipinstitute.org. In your email, please state your willingness to participate in the medical teaching workshop. If you're planning on bringing a translator to the workshop, please state this in your email as well. After we receive your email, we will contact you with the instructions on how to apply to the workshop. As a part of the application process, applicants who apply, including any translators brought into the workshop, will be required to sign the Keshe Foundation's World Peace Treaty, which can be found at the following web address. All applicants will be required to provide proof of their education and ability to practice medicine, and will also be required to pass an extensive security background check before they are granted access to the teaching workshop. Helpful plasma technology is here, now, the use of which is increasing exponentially on a day-to-day basis on every continent. We encourage you to come and learn about this revolutionary technology. Apply today. Bună seara! Bine ați venit la 5-a sesiune de studiu în limba română a Institutului de Navete Spațiale al Fundației Keshe. Voi fi gazda dumneavoastră în această seară și alături de colegii mei sper să vă captăm atenția cu subiecte interesante. Dacă tot a fost abordat subiectul în ultimele două workshop-uri cu condițiile sistemului de zbor, ne-am gândit că aceasta să fie tema predominantă din această întâlnire și propun să începem cu un fragment din condițiile sistemului de zbor prezentat în workshop-ul numărul 144 de către Ali și comentat împreună cu domnul Keshe. M-auziți? Da, te auzim foarte bine, Mihai. Salut! Bună seara tuturor! Bună seara! Ochi și urechi suntem! Mă bucur! Bună seara! Great. And you're talking about also the height you showed. Mr. Keshe, this is Ali. In one of your previous teachings, you draw a diagram where you showed how to create a motorless system using a Magrath coil and three dots of GANSes. And Rick, if I can share my screen. Go ahead. Thank you. So this is basically, you said that if we have a Magrath coil, in the middle of the fields, if we use, let's say, three kind of GANSes and one at the top, you can create a motorless system where these fields will rotate. And you're talking about also the hydrogen and how to contain hydrogen. How would contain... Facem o mică pauză aici să comentăm imaginea. După cum se vede, sunt două bobine Magrath, cea interioară, gravitațională,
și cea exterioară, mult mai mare, magnetică. În centru, în loc de soarele central, este pus un pahar cu picior, în care deasupra este un lichid care este gans în stare lichidă, apă de gans, în care plutește o bilă cu alt gans în interior. În jurul acestui sistem, mai precis între cele două bobine, există trei pahare, acestea marcate, cu gans, cu gans lichid. Și acest sistem este luat în discuție de domnul Cash împreună cu Ali. Dacă vă amintiți, aș vrea să fac o paranteză, nu știu dacă am și desenul. Acest sistem propus de domnul Cash la începutul anului, dacă mi-amintesc, sau mai bine în primăvară, care conținea aceleași două bobine și avea niște bobine de tip margică, sau nu știu cum să vă zic, două sau trei bobine concentrice legate sub formă de șirac de mărgele, în 6 în interior și în exterior o configurație de 12, dacă nu mi-aduc aminte. Devin de la acel sistem, s-a luat în discuție acest sistem care e comentat acum. Continuăm. In hydrogen, how would containment of hydrogen in this system would come up? Because like on the top I did put the hemoglobin gas, so there's CH3 there. Deci am aflat ce este în paharul de sus, este gaz de hemoglobină. Dacă observăm, paharul fiind mai sus decât cele trei vase, formează chiar un sistem de tip stea. So I need a bit of your input to understand how we can make this fly. Your problem with your cups is that they're open. Okay. You have to be able to encapsulate the whole sphere, the whole plasma. Our guys in the Innovation Center have started this process in the past few days. Aici nu ar trebui înțeles închiderea plasmei cu un capac în paharul de sus, pentru că, după cum știm, plasma penetrează totul, nu poate fi constrânsă, închisă. Este vorba, o să vedem în continuare, de captarea hidrogenului în stare monoatomică în acel recipient superior. But it's so, we usually keep things to develop and then we explain, but this is so radical and important that it cannot be done that way. That's why I approach it up into teaching. In essence, you have, let me tell you what I've taught the knowledge. You're there, Ali. Yes. Go back in your teachings, in your understanding. How do you produce hydrogen? I use aluminum and caustic to produce hydrogen, but we can use CH3 with iron and copper. In the process of using aluminium and caustic, how are you going to encapsulate or control the caustic? Or the hydrogen? There should be a rotation, and in that rotation, the hydrogen will go in the center, and it will light up. So, if we can create the initial rotation, and then feed hydrogen in, and while it's rotating in the vacuum in the center, that can remain there and auto activate. You know, I mean, it will continue there. Stay there, Brennan. Are you there in the background? Datorită forței centrifuge a reactorului de sus, care conține și hidrogen, din cauza faptului că hidrogenul este cel mai ușor dintre toate elementele cunoscute pe Pământ, acesta se va concentra la mijloc. Practic, forța centripetelă
îl strânge la mijloc. Nu prea înțeleg cum este cu autocombustia sau aprinderea acestuia. Ceea ce ar trebui să nu se producă sau, nu știu, vom vedea. Renan? Do you see Renan anywhere? See Renan there as his usual name. Let's have a look at the viewers. Renan. Oh, there's Vernie, maybe. Hi, Vernie. Hi. Vernie, do you have access to the big pictures of the latest core? Yeah, let me check on the. Oh, I can share. The condition of the transfer of the hydrogen, you can do very directly by using the containment. But the process is, can I share a screen please? Yes. Okay. If you look at the structure, somehow I have punched this thing. Is connecting to each other. When you add the hydrogen in the center, the gas of CH3, it becomes a containment for the hydrogen. This gas, because of its blanketing, changes the composition of the hydrogen from a gas into the gas of hydrogen. Now, the hydrogen behaves as a plasmatic condition. Acesta este un aspect foarte important care trebuie să-l reținem. Cum se produce gasul de hidrogen, din hidrogen. Datorită izolării interior, prin mișcarea respectiv centripetă, gaz de CH3, în exterior, în centru vom avea gaz de hidrogen sau hidrogenul sub formă plasmatică. This is what we explained 2 years ago when Armand was playing with and creating huge amount of hydrogen bubbles. And I told him this is dangerous. And then if you understand the reason, I'll explain to him later on. If you get this hydrogen, one of its molecules, first when it changes into the atomic and then to the gas and then the plasma of the hydrogen, that's why we call it a gas. At the strength of the amino acid, which has the strength in it of the soul of the man, then you can interfere with the soul of the man. Aici vorbește despre conexiunea între suflet și aminoacid. Deci atunci când producem hidrogen prin reacția între sodă, de exemplu, și aluminiu, se produce în formă moleculară, izolându-l într-un reactor, cum a prezentat alături domnul Keș, se extrage practic acel hidrogen sub formă de plasmă. This is why it's crucial to understand the process. This is why we play with CH3. And what happens here now, because this center field has become of the gas of the hydrogen in a one single plasma, the CH3 here converts to tritium. Deci cei trei atomi de hidrogen din formula CH3 vor deveni cei trei izotopi sau izotopul H3 de tritiu. B
behaviors as the plasma treaty. Și va rămâne carbonul. Because now he has a common denominator to pull it in. And then what happens, what are you going to be left at? Actually, in this environment is very simple. All you have left here is this, a layer of carbon in the gas state. The hydrogen, which comes from the tritium section of the CH3, now becomes the second layer to the first layer, which is here. Now you understand the left position. Deci, practic, la acest tip de reactor, cele două vortexuri sau câmpuri, magnetic și gravitațional, sunt date de cele două straturi de hidrogen. Primul, ați văzut cum s-a produs, al doilea din CH3. You have to produce enough hydrogen in monoatomic gas here that in strength, some of it finds the Earth gravitational magnetic field strength, and then left is one way. Now I told you, when you go to the hydrogen level, this is the altitude. Nu degeaba știți că baloane cu hidrogen au fost primele care au zburat pe Pământ sau se obținea foarte ușor ridicarea cu ajutorul lor. Aici obținem în alt fel, folosind puterea plasmatică a hidrogenului, nu cea dată de diferența de masă atomică a lui. Until you do not get the right rotation, until you do not get the right composition of the hydrogen strength, till you do not get the actual, what we call the blue part here, is containing this. Now, this is a containment for this one. So, you have achieved the Caroline core and outer core at the same time. The boundary level is only on the field strength, and this is what you're going to get. Two core condition, but totally in a plasma condition. Because the speed of the rotation comes into it, every RPM has a voltage value in a plasmatic condition. When you go to 10,000, you create the voltage value of that. For your power production, this is all you need to do. Aici nu am înțeles cum este partea proporțională, rotația cu tensiunea. Dacă ne gândim din punct de vedere electronic, poate să fie dependența sau proporționalul dintre turație și tensiunea de alimentare a motorului în curent continuu. Dar cred că nu este doar asta, dacă mai reluăm un pic acest pasaj. For your power production, this is all in the mathematical condition. Pentru că vorbește de tensiune plasmatică. When you go to 10,000, you create the voltage value of that. For your power production, this is all you need. Every RPM has a voltage value. Tensiune în condiție plasmatică. Plasmatică. Partea asta n-am înțeles-o. When you go to 10,000, you create the voltage value of that. For your power production, this is all you need to do. Here is a higher order, here is a lower order, here is magnetically high, here is gravitationally high. If you can tap into it, you have yourself 1 megawatt power unit. Observați că nu participă deloc gasul de CO2 aici, este doar hidrogen și CH3. Iar puterea despre care se vorbește este enormă. 10 megawatt power unit, depends what your desire is. You call it earthing. Earthing is to find out the
minimum common denominator plasmatic gravitational field on a gravitational strength compared to the maximum of the magnetical gravitational magnetic field. Because both going in and going out have both. You have to find the minimum common denominator, what goes in, and the highest, which is coming out on the top. That's why when you mix the CH3 with what you call CO2 and you rotate it, at given speed, you'll find the interaction. Because that given speed creates the potential difference for the separation of the two and the creation of the cell. That's why it's important. You need high RPMs in the containers. That's why you find neutron stars are higher speed rotating. The speed of the rotation of the system dictates in many ways its gravitational magnetic field strength, because this is at the speed I'm prepared to do really so much energy. You do this in a physical term. You put water in a full container and you start spinning it. At the given speed, at the given speed of rotation, so much of the liquid will come out of the container, splashes out. It's the same process. It's exactly the same process. No. Dacă ne amintim la generarea câmpului de protecție acum unul sau două workshopuri, unul dintre parametrii era viteza de rotație a reactorului rotativ, în afară de tipul gansurilor care erau puse în centru. Now you understand the relationship, now you understand the process, how things work. You can do, because it's the easiest way. The ones on the space side have moved on further in this. Another innovation group is just touching on it. In a deep space testing, I know some of the Chinese have achieved things, but they don't see it. So because they don't see it, they don't understand it, but they see some of the effects. Cam asta a fost fragmentul care am vrut să vi-l prezint. Dacă aveți completări sau întrebări, vă rog. Aș putea să-mi dau puțin cu părerea? Virgil sunt. Bună seara! Ce vreau să spun eu? După cât am înțeles, e vorba că trebuie să stabilim împământarea, deci potențialul zero, și din rotație stabilim tensiunea. Deci pentru... potențialul maxim din rotație. Da. Deci pentru generatorul de energie. Iar dacă depășim rotația peste o anumită valoare și obținem un potențial de genul 10.000 de volți sau ceva de genul, atunci realizăm zborul. Cam așa înțeleg eu. Da, este foarte posibil să aveți dreptate. Adrian sunt. Aș vrea să intervin și eu. Același lucru cred că este valabil și la generatorul autosesiune. Deci pentru declanșarea procesului în plasmă este nevoie de o anumită tensiune care la un moment dat se traduce în volți plasmă. Din câte am înțeles. Gândiți-vă că numărul de rotații pe minut sau viteza de rotație a gansurilor, care înseamnă și viteza de mișcare a câmpului magnetic și gravitațional, înseamnă, e proporțional cu puterea câmpului. Ceea ce înseamnă și tensiune mai mare. Iar la acele sisteme de zbor pe care probabil unii le știu pe bază de diamagnetism, la înaltă tensiune, orice foaie, folie, capacitor se ridică sau se produce acea levitație dată de înaltă tensiune, care nu se produce la tensiuni mici și după ce depășește un anumit prag tensiune. Da. Iertați-mă că intervin, domnul Mihai. În acest workshop ne-a fost dat o informație foarte importantă.
și un prim element de măsoare al plasmei, volți plasma, care va trebui să îl înțelegem și să ne dăm seama cum se poate măsura. Tot workshop-ul de data trecută și chiar și cel anterior a fost foarte condensat și foarte bogat în elemente legate de condițiile de zbor și de producerea tritiumului. O să avem mult de discutat despre acestea. Multe workshop-uri vor avea ca bază aceste două workshop-uri. Mie mi se pare foarte interesantă această noțiune de volt plasmă. Este foarte interesantă noțiunea și este foarte bine integrată în sistemul domnului Keș. Propun să luăm și al doilea fragment și apoi să încercăm o reprezentare pe tablă concretă a reactorului. Mihai, ce zici? Da, sigur, sigur. Se vede? Da, se vede. Se vede. And then we have
a second reactor here, which again has the same proposition. It has a CH3, and with it, it has a gas of aluminium. But at the interface here, you have field of tritium, and you have a field of tritium here. At the moment with this test, this tritium is in rotation in this direction. We ask it to be anti-clockwise. If we get this one rotated this way, at the moment it's a stationary dark core, the interaction of the field of the strength between this tritium layer and this tritium layer will create lift. But the speed of the rotation has to be that these two can link to interact, and then the totality will create a field somewhere here which will interact with the Earth gravitational magnetic field with the what we call the neutron center of the planet. Because now important. But the speed of the rotation has to mai be normal? That these two can link to interact, and then the totality will create a field somewhere here which will interact with the Earth gravitational magnetic field with the what we call the neutron center of the planet. Because now you have detached from the matter content of the environment, you deal directly. In fact, if you look at it, it's double core over here, and you have a double core of the Earth, all in more or less neutron level, interacting opposition. Earth gravitational magnetic field of the tritium, because of this dual mass, is higher, our mass is lower, so. These systems, you have to push to a limit, produce so much of the tritium, or the hydrogen, or the neutron, that becomes some of it of the strength level of the matter state of the plasma of the neutron of the center of the planet, and then you get the response. This is not the inertia, this is magnetic gravitational. Then you can create the condition of other materials on each position on the planet, then it dictates the position where you want to travel to. You get attracted or repelled. Then you mix the magnetic gravitational of the plasma and of the what we call matter state, the inertia, and then it's the inertia which dictates where you're going to be positioned in respect to the planet. This is what I explained to our team in Manila very recently. Once you make a gans of the matter states of let's say island in Philippines, you will not be able to use it in the United States. If you create a gravitational magnet of the inertial matter state of the given position of a destination, then you'll be attracted to it. That's how you travel if you want to travel in that condition or the surface or from one point to another on the surface of this planet. This is how birds track themselves back to where they are. And they land exactly to the right place, same branch, doesn't matter if the tree has grown 10 feet tall or still at the same height.
and doesn't matter what the weather is. There's a specific way of formation that detects the total strength across. It's always constant because reference point is the center of the planet. Nitrogen, outside neutron strength. Those of you who, as I explained in all the teaching, achieve the plasmatic condition of the gas of the hydrogen, and now you use the CH3 in that condition. Now, if you understand, CH3 here in this layer is, let's choose a color that I can show. The gas material of the CHD here now is not only is here in the tritium condition, now is enforced by this itself create antigen. I explained to the Innovation Center, I explained to you, if you, any of you have these cores and you can play with it and you can go, you have as the server see. You know the electromagnetic field of the Earth? A lot of you know. Then you can understand the speed of rotation which you need to create about more people. A lot of your knowledge will in that field is written. This is the key. Now you have mass produced. So in 1 centimeter diameter, if you put, let's say 10 gram of aluminium, for example, and 5 gram of CH3, in the other one, you can't do double because it's by order of magnitude, it's very thin. So you go by order of magnitude in the size of the sphere, further up you go, for example, in the outer core, 100 gram and 50, or that is actually, if you look at it, it's 10 to the 2, here is 25, sorry. You go by order of magnitude till you find the right mass motion and the right speed of rotation and your system finds. This, you don't need any other elements, you don't need to do copper, the zinc or whatever. But you have enough experience to understand how to produce this. One of the easiest way, because this planet is made of what we call mainly of metallic structure, is something like brass gas or brass structure in caustic with CH3 2. If you can, you will see the composition of the material, what is available. You have maybe to add certain amount of oxygen absorption from the process of the caustic, and you'll find it literally. A lot of you, this is what happened in the core, which we saw people reporting their core stops. If you understood now, you concentrate on the hydrogen production, a lot of your core goes missing unless you find out how to control it. Don't forget, you have chosen the carbon, which means you can connect it. Is more or less going to the extremes, but it's not extremes for you, it's extreme to understand it.
cannot place the system inside any bodies. Could be a craft, could be a ship, could be a car. It will find its position and its space. It's very, very simple. Now that you understand, this is very, very simple. This thing in all the teachings that I referred to a few weeks ago. And some people understood, some people understand, and some people can see it, how it's done. This is the first time ever you have managed to create a hydrogen gas, which is a total plasma itself. Is because of its structure, the neutron stays in the center because of its strength. The electron and the protons dissipate into the boundary, and now you achieve a total neutral plasma condition. The speed of the rotation is the strength difference in transfer, and you can. In the more advanced systems, if you understand it, you can create a secondary ball on each one. If you can do it in the future manner of achieving, then in position of these two, you dictate the what you call the positioning of the planet. Ok, deci au fost foarte multe informații. Haideți să concretizăm puțin pentru a putea realiza sistemul de zbor. Am nevoie și de ajutorul dumneavoastră. Se vede? Se vede, se vede. Ok. Deci am avea reactorul mic din centru. Are domnul Keș a spus că putem să punem folie de aluminiu. Deci trebuie să producem în interiorul lui, să producem hidrogen, să producem tritiu. Și avem nevoie, deci avem un reactor mare, un reactor mic. Așa. În cel din centru putem să punem folie de aluminiu cu sodă caustică. Haideți să vedem. Dar în ultimul workshop, în 145, ne-a spus că ar trebui să nu punem folie de aluminiu, să punem mai degrabă folie de aluminiu presată foarte tare în bobițe și cu sodă caustică. Deci aici avem așa folie de aluminiu, să ne rămână bine întipărit în minte. Folie. Aluminiu. Și caustic. Asta ar fi reactorul din centru. Apoi aici avem CH3, a spus domnul Cheș, CH3 și aluminiu. Deci aici avem din nou CH3. Gaz de CH3. Facem așa. Gaz de CH3 și gaz de aluminiu. O dată. Unul ar trebui să-l învârtim într-un sens. Deci aici avem un motor. Aici avem al doilea motor. Cel din centru se învârtă într-o direcție. Cel de aici se învârtă în cealaltă direcție. Aici se va produce tritiu în stare plasmatică și aici la fel. Okay. Rotația e la fel, vă rog, uitați-vă. Ah, da. Scuze. Da, 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 da. Hai să vedem.
Așa. Deci, în direcția opusă. Pato. În direcția asta. Ok. Ce mi-a scăpat? Mai adăugă și noastră. Deci ar trebui să creezi, să interacționeze tritiul de aici, cel din interiorul reactorului, cu cel din exterior. Și ele să interacționeze cu tritiul planetei Pământ, care este de ordin mai mare. Și în momentul acela va apărea levitația sau zbor. Dar în centru nu avem CH3? Nu. Nu. CH3 numai aici și aici obținem hidrogenul din reacția causticului cu aluminiu. Cer scuze, și eu am înțeles că în CH3 este și în centru. Sunt identice cele două reactoare. Da? Eu aș înțeles cel puțin. Domnul Brudaru, cum ați înțeles? Sau să mai revedem încă o dată fragmentul? Să mai revedem, că de-aia și-l spus. Da. Exact. Care au și niște proporții. Da, da, da. Și proporțiile, da, da. Urmează apoi să punem și proporțiile. Haideți să mai revedem o dată. Partea în care vorbește despre formarea reactorului, ce punem în primul și în al doilea. Pe aici, nu? Ia să vedem. Chiar mai devreme, cred. Are gaz de CH3. Da, da. Corect. Deci sunt identice, așa le țin, doar că diferă ordinul de mărime. Avem un strat foarte subțire de aluminiu. Diferă și sensul de rotație. Aici avem gaz de aluminiu. Aici nu se mai menționează de aluminiu în stare solidă. The interface here. Poți full screen te rog. Field of. Ok, haideți să revenim. Deci avem folie de aluminiu și caustic și avem și CH3, nu? Da. Ok. CH3. Și acum la proporții. Aici am putea să scoatem chiar o formulă, nu? A spus domnul Kirch, la un centimetru diametru sferei din centru avem 10 grame de aluminiu și 5 grame de CH3. Sau miligrame? Parcă miligrame era. Haideți să mai vedem o dată. Scuze, eu așa rețin. 10 grame se pare enorm. Păi după aia a spus 100 de grame la reactorul mai mare. Deci nu cred că avea. Haideți să mai vedem o dată. 100 de grame decolează. This how you have mass produced. So in 1 centimeter diameter, if you put, let's say, 10 gram of aluminium, for example, and 5 grams in the other one, you can't do double because it's by order of magnitude, it's very thin. So you go by order of magnitude in the size of the sphere, further up you go, for example, in the outer core, 100 gram and 50. Or but it's 10 gram, to the water. It's 10 to the 2, here is 25, sorry. Ok, deci dacă aici am avea un diametru de 1 centimetru, să spunem,
aici diametru 1 cm. Centimetru, am avea 10 grame de aluminiu. Aluminiu și 5 grame CH3. Bănuiesc că este gaz de aluminiu și nu folie de aluminiu. Că aici 10 grame de folie de aluminiu într-un centimetru, într-o bilă de un centimetru, abia încapă. Nu, a fost un exemplu. Am înțeles. A fost un exemplu. Asta nu știm. Dacă ar fi ganz sau fi aluminiu. Aluminiu să fie un gram de aluminiu, 10 grame de aluminiu, cam mult, într-adevăr. E ușor, e ușor aluminiu, de asta zic. Are densitate mică și ca volum un pic mult. Da. Dar bate Mihai. Cred că trebuie să respectăm, de fapt, raportul între cele două. Asta e important, cred. Magnitudinea cu cele două cheșe. Exact. 100 cu 25. Da. Deci se modifică. Și la cel mai mare a spus dacă ar fi sfera de 10 ori mai mare, nu? Ar trebui să punem 100 de grame, 100 de grame de aluminiu și 25 de grame de CH3. Ok. Mă scuzați, Angelo, sunt aici, am dat cu virgulă un pic, pentru că dacă luăm unul celor două și facem de 10 ori, atunci nu ne dă 25 ăsta. 50 ar trebui să fie de grame, CH3. Da. E așa cum sunt aici, 50, dar după aia corectat cu 25. Acum a corectat și a, da, și a spus 10 la a doua. Da, ciudat. Haideți să ne mai uităm o dată. Da, are dreptate dacă vorbim în magnitudine și lucrăm în matematic vorbind în putere, atunci, da, 10 la 2 e atâta și 5 la 2 e 25, așa e. Da. Și acum, concret, cum am putea să le realizăm? Haideți să vedem. Cine a încercat cineva dintre noastră un așa reactor? Și cum am putea să le... Și dacă dispare cel din centru, ce facem? Unde apare? Poftim? Dacă dispare cel din centru, cum spunea domnul Cash, adică practic se poziționează gravitațional undeva unde nu știm. De obicei apare. Apare de obicei, domnul Virgil? Nu, de obicei nu mai găsești. Și cum? Trece prin perete? Prin ce? La Douglas a găsit-o. A găsit-o în altă cameră, trecând prin perete. La Peter n-a mai găsit-o deloc și a căutat-o într-o cămăruță unde avea el mai mic, a căutat peste tot, a dispărut complet, n-a mai apărut. Nu știu dacă ați observat. Ia uitați aici, e cușcă. Nu contează. Am observat asta de la prezentarea workshop-ului original public. Da. Și sunt foarte dacă pleacă, trece și până cușcă. Nu e nicio problemă. Asta e așa acea cușcă este pentru rotație, să nu se desprindă, să sară în... Să păi da, povească. Dar eu cred că ar putea să dispară numai în momentul în care pleacă după suport. Să plece așa, nu cred că să plece. Pleacă în sensul că dispare la viteza aia, adică nu ne dăm seama că decolează frumos și pleacă. Știți de 30 de mach maxim în atmosfera Pământului. Eu zic că dacă sunt fixate foarte bine, nu prea ar avea cum să plece. Se transpune în alt mediu. Deci, da, clar. Pare și dacă a apărut în altă cameră, e clar că i-a crescut vibrația atât de mult încât a depășit topăcea pereților. Da, cred că problema nu e dacă ar avea aceeași compoziție, nu cred că o să fie problema asta cu dispariția. Când ai alcalin și acid, cum a făcut și Peter, atunci, într-adevăr, apar alte fenomene. Eu cred că aici nu apare. Ai două sensuri de rotație opuse, Teo.
Păi știu, și creează un tor de energie, o plasmă. Din interacțiunea celor două? Va interacționa cu torul Pământului și atunci se va repoziționa față de Pământ. Deci va fi un sistem întreg. Cele două bile nu o să se separe, în punctul meu de vedere, nu știu. Voi cum ați înțeles sau cum credeți? Eu cred că s-ar ridica mai degrabă decât... Păi asta, va fi un tot unitar, adică nu va dispărea cea din cele. Eu nu văd că va dispărea în sistemul ăsta. Că l-am tunat noi așa de bine că se ridice 2, 3, 5 cm, 10 cm. Asta înseamnă tuning foarte fin. În niciun caz nu se va așa, în niciun caz. Va dispare pur și simplu dintr-un loc și apare în altul. El se va poziționa unde își găsește echilibru, nu contează că e plexic, că e beton, e altceva. Exact, exact, Angelo. Asta am vrut să spun și eu, Angelo, mersi. Dar echilibru s-ar putea să fie pe lună. Sau în Andromeda, nu contează unde. Da. Ideea este... Da, se planeta vede. Zeus. Da. Vom avea gaz de pici. Ok, păi haideți să-l realizăm. Și după aia nu ne mai dăm cu părerea. Vedem exact, filmăm și vedem ce se întâmplă. Oricum, trebuie mers foarte încet cu parametrii, ca să nu iei din prădată culturații mari, că nu mai găsești. E și chestie de gradient, exact cum spuneai, Peter a folosit un gradient enorm, având în vedere că lucra cu acid alcalin plus compoziția gansurilor, deci da, asemănătoare posibil să o mai găsim. Da, nu știu. Trebuie să testăm. Până nu testăm, nu să ne dăm degeaba cu părerea toți aici. Trebuie să vedem practic ce se întâmplă. Cred că da, va fi... Haideți să ne gândim cum putem să-l realizăm. Cu ce piese. Că așa discutăm, dar nu prea avem cum. Să găsim soluții, că suntem toți aici. Eu motor, motor de la CD player, de la sau DVD ROM. Eu am un motor de hard disk de 10.000 de ture sau 15.000 de ture. Deci e cam ce ar trebui. Acolo e greu, Teo, să reglezi turația. E controlat în pulsul acel. Sau e... Crede-mă, că trebuie să-i fac driverul, să-i fac eu, electronic de la zero. Da. Așa da. Care trei bobine? Are trei bobine și știu cum ce să fac. Știu perfect ce trebuie să fac. Domnilor, am un motor care este destul de mare, cântărește vreo 3 kg, dacă nu 4, și care alimenta la 220, pur și simplu se duce la 12.000 de rotații pe minut. Credeți că putem să-l folosim? Ăla e pentru Andromeda, nu trebuie să ajungi. Nu trebuie. Deci putem să-l controlăm. Putem să-l controlăm, cum a spus Mihai, în impulsuri, și putem să-l ducem la 10 rotații pe minut, la 12.000 de rotații pe minut. Și dacă vă spun ce este, nu o să vă vină să credeți. Este un motor de mașină, spălat de ultimă generație. Da, alea sunt la o viteză, ce? Haideți un pic să mă uităm pe desenul de pe ecran. Unde vedeți al doilea motor? Practic nu văd decât unul singur, acel deasupra. Trebuia să lași screen-ul, Claudiu. Ah, invers? Da, ok. Da. Deci și unul de desubt. Nu-l văd. Tocmai, nu-l văd pe cel de deasupt. Văd un singur motor cu o singură sferă. Cred că se vede. Nu se vede, da. Nu ar fi terminat, cine știe. Dacă vă uitați cu mare atenție, cu foarte mare atenție, deasupra, exact pe mijlocul sferei galbene, se vede ceva galben. Ăla este al doilea motor. Și primul? De deasupt. La baza sferei mari. Nu se vede de asta. Dar putea să... La sfera mare cred că e de sub, pe care stă sfera mare. Eu cred că acolo e motorul principal pentru sfera mare și sus e pentru sfera interioară. Așa ar fi o explicație, cum spune Teo. Da, așa este. E sfera mai grea și trebuie să fie... Să, nu, pentru să mine problema cea mai mare este cum etanșăm. Sfera mare de axul sferei mici. Păi nu trebuie etanșat, pentru că se autocentrează, nu umplem destul de mult sfera mare și nu sare pe sus. Că tot lichidul stă pe pereți, prin forța centrifugă. Cred că vrea să se refere la îmbinarea între ele, când bași pe cea mică, cum o etanșezi pe cealaltă la mijloc. Dar dacă una are un sens, de exemplu, de înfietare spre dreapta, da, poți să-i dai sensul spre stânga și ea se va strânge tot timpul și nu va curge. Repet, axul va trece prin sfera cea mare, axul motorului de sus pentru sfera cea mică și nu va face contact cu el.
Și exact. Pe acolo nu va ieși lichid, chiar dacă se rotește. Lichidul va sta pe ecuator, să zic așa. Ați văzut cu paharul lui, cum zice, experiența mai înainte, i-a zis tocmai că nu e închis, trebuie paharul să fie închis, deci sfera trebuie să fie închisă cumva. A, că este fragilă. Că o manevrezi și curge lichid din ea. Atunci folosim O-ring-uri, soluția clasică. Clar, trebuie. Lichid care se frânește. Nu cred că trebuie. Pentru că gândiți-vă că aici apar deja două câmpuri sferice. Deci se închis da. De câmp una cu alta. N-are treabă cu partea de lichid. Domnul Fontanu, este hidrogenul. Este tritium. Este în formă de plasmă și este concentrat. Nu este în stare de fizicalitate să zboare singur, să iasă în atmosferă. Asta după ce rotim. Înainte de a roti? Păi înainte să rotim nu avem. Din păcate. Din moment ce am pus CH3 și sodă. Păi, automat se formează hidrogen. Cât credeți că o să pierdem până începem să le rotim noi dacă le rotim? Nu o să pierdem. Dă-mi drumul repede. Deci, nu a venit părerea mea. Nu avem ce să pierdem. Ok, dumneavoastră faceți fără ori, noi facem coling. Și vedem ce iese. Păi haideți să vedem și sfere. De unde luăm sfere? Astea parcă sunt din alea de la copii. Sunt olomatrele, bagi frig. Eu de unde? La magazinele de pisici se găsesc sfere care sunt demontabile și au fel de zinghinele până într-un frâniere. Se găsesc și sunt demontabile pe fire. La locurile de joacă pentru copii se găsesc olomatele acelea, de au tot felul de prostii în ele. Și bagi fise, învârți, trancă, scade una din aia și au și așa mai mari și mai mici. Exact ca și sfera asta arată. Da. Eu fac cazul de CH3. Ok, deci folosim două motoare de mașină de spălat. Aveți, domn Fălteanu, două sau aveți numai unul? Unul singur. Legat de motoare, vreau să vă spun și eu din experiența care o am de la aeromodelism. Se găsesc motoare pe piață, la magazinele de aeromodele, care se pot regla prin speed controller, așa se numește, controller de viteză, iar lucrurile astea două, ca să le poți fizic regla efectiv, a trebuit să pui și un servotester peste. Este un băiat care a făcut un video și l-a postat pe un băiat de aici, din Austria, care a făcut un video pentru reactorul de protecție și l-a postat pe video. Și acolo spune ce motoare a folosit. Motoare brushless de la aeromodelism plus controlarea de viteză legate la un servotester să poți să regle viteza, rotațiile. Singura problemă la configurația asta este că alimentarea trebuie făcută separat. Adică servotesterul trebuie să aibă alimentare separat de alimentarea motorului. Na. Nu, dacă nu e problema, atunci și astfel de motoare, deci, nu, le găsiți, nu știu, aici în Austria, de exemplu, un motor nou DC, așa se numește, brushless, fără peri dintre ăsta, care se meargă la 20 de amperi sau 30 de amperi, e undeva la 30 de euro, 35 de euro, cam așa. Volt, poate. Da, sunt și aici, la RC, la cele de automobile. Nu, voltajul este la 12 volți, merg, și la 24, poate. Mă refer că motorurile de... E motor mare, înseamnă. Nu, e micuț, dar e puterea mare înăuntru. Deci sunt motoare micuțe. Au în jur de 3 Nm astea. Păi dați și în poza care este pe display, ce folosesc la centre de inovație. E aceeași chestie, e un motoraj DC, ori de la aeromodelism, dar de fapt de la aeromodelism se obține și pentru motoarele tip jet. Rotații foarte, foarte mari. Că sunt machete care zboară jet la sute de kilometri la oră, chiar aici văzusem la terenul de joacă. Și din poză îmi dau cumva ce zis domnul Fălteanu, acel galben care este acolo, seamănă tare mult cu un motor destul de avionașe. Cred că la Conrad găsim așa ceva, nu? Aveți, nu. În România nu, aveți magazine de modelism. Este un site de Abil. Sunt foarte multe, nu e problemă, e mama de la lui. Conrad, da, este și acolo. Este un site de aeromodelism, de hobby.
Kobe Aeromodel se numește și acolo se găsesc toate. Da, sunt chiar pe lângă Batiște a unui sediu. Ceva, parcă pe acolo sunt. Cam așa. Da, am mai luat de la ei, știu. Așa, de exact. Asta e linkul de care e site-ul. Am pus și eu un site pe chat cu motoare. Există, nu e problemă să găsim. Știu că și eu am dat așa o geană scurtă peste ele și am găsit motoare din astea DC mici, la curent continuu, care se duc până la 30 de mili surați. Și au și putere, numai costă un pic mai mult. Da. Și funcționează fierbinți, din câte știu, la puterea asta. Da. Ok, mergem mai departe? Da. Da. Mihai? Da. Ok, dacă mai sunt aici întrebări la ultimul material prezentat de Claudiu. O structură, îmi trăiesc compoziția, bă, sfere interioare. Până se pune gans de aluminiu sau pui aluminiu și cu sodă? Păi dacă e să pui aluminiu și sodă, e cam ciudat, că îți face reacție, că trebuie să le tanșezi, nu știu. Îți se pare ciudată treaba. Dacă ar fi gans... Vorbea și de gans, nu știu. Da, au zis și gans de aluminiu. În sfera exterioară, în cea mare. Și în cea interioară. Și aluminiu. Și caustic. Da, pentru că dacă ne gândim că spune 5 grame de aluminiu la o sferă de 1 centimetru diametru, nu poate fi vorba de folie sub nicio formă la greutate. 10 grame spunea chiar asta, nu? 10, da, spune, 10, 10, 10 grame. 10 grame de aluminiu e destul de voluminos. Da. Cred că e mai mult de 1 centimetru. Da, aia a fost un exemplu, a fost un exemplu, da. Da, da, da. Okay. Cred că este gans. Da, da, am spus că avem și folie. Deci, clar, în reactorul mic avem și folie. Ai o folie subțire. Și dacă ai folie, trebuie să ai și caustic, clar, că altfel nu... Ca să produci hidrogen. Ei, asta e ciudat, că cum le introduci? Că trebuie să bagi și axul de la motor și să le cuplezi, să și le tranșezi. Cam complicată. Asta era întrebarea mea, nu știu... Păi bagi axul de la motor și mai lași de ori. Hai să vă spun ceva, Cred că este un procedeu similar ca la reactorul de nanoînvelire, unde folosim sodă caustică și mai punem și bucățele de aluminiu, mai punem și plastic, mai punem și nu știu ce. Cred că la asta s-a referit. Deci pe lângă gansul de aluminiu, mai puneți acolo și câteva bucățele de folie de aluminiu, mai puneți și o picătură, două de caustic și se va realiza reacția care trebuie. Asta cred că a vrut să spună. Uite, mi-a venit o idee cum se poate face. Se poate pune o parte verticală sus în aluminiu și causticul și cu celelalte gansuri jos și când se va învârti, va ajunge automat. Toate substanțele vor ajunge pe sus. Vor interacționa și cu folia și atunci se va face reacția de, și va, se va merge la hidrogeniu sau, mă rog, tritiu, ceva trebuie să iasă. Asta, asta se poate. Da. Hey, găsim soluții, numai să știm formula completă. Asta era completarea mea. Haideți să mergem mai departe, poate mai înțelegem mai mult acum din caracteristicile CH3-ului. Da. Mihai, pui tu? Da, o clipă, imediat. Acum îl pregătesc. Thank you.
now you can use, you have overlooked. A lot of you have collected and done CO2. A lot of you have done CO2. A lot of you have done CO. A lot of you have done ZNO. And a lot of you have done CH3. And so, naturally you speak about it and you show it. The students of Knowledge Seekers Institute, you've been into space technology a long time. But you have to understand how to use this. You have to understand how you can manipulate this. I always said, when one touches, it means the knowledge is already enlightened the soul of the others. One of the knowledge seekers touched, understood, and the others get enlightened. Go back in the process of production of CH3. Go back and ask yourself, how did the CH3 come to exist? How do you produce CH3? You use galvanized, whatever it is, and a copper. Why your CH3 has a tint of red in it? Have you ever asked yourself? Very simple. You remember that amino acid, and you hung up an iron in it, a rusty nano-coated iron, which dripped blood. There it is. Now you see, now you understand why your CH3 is the energy, and he has the energy to feed you, to give you a strength. Because it's a carbon with a hydrogen level, which is in line with the amino acid, and in line with iron, in a strength, which is the hemoglobin of the body of the man. You understood the zinc and copper nano-coated create the condition of carbon. You created the mixture. You have an iron backing. And some of the iron and a given strength with copper gives you or what I call in fact, the gas material you have is a tritium hydrogen. But because you use it in the matter state, it is looks to you as a matter state of hydrogen. As I said in all my teachings, I am a magician. I'm a master of science of elements in the universe. 3 years you all been producing, but you never stood still to understand. And I took you across, because till you are ready to understand the production. Now you understand. Now you understand
the essence of the energy of the universe in running a space reactor has always been in your hand. If you understood, if you understand what is on this table, what is sitting here, you understand you have the essence of everlasting energy, everlasting composition of elements to give you whatever you need in the universe. You remember when we spoke with amino acid, CO2, CO2, ZnO2, we always explained the connection. Now, if you put CH3 here, now you understand very clearly the connection. How you can use CH3 as a fuel. In the teaching yesterday to the doctors, I explained this and I realized that nobody has understood. CH3 is a giver. He gives energy. These guys with oxygen, due to gravitational pull of the oxygen, are takers. This is magnetical energy source. These are gravitational energy source. So, what in fact happens is that in the process of the structure, this is what you have missed. Something is happening here, I don't understand. It's okay, it's back. No, it's gone very, very thick. Okay, I'm going to go back to the pen. What you have to understand is this guy is gravitational. Let's use this one. This guy is gravitational and this is magnetical. The other name you have chosen for magnetical is very simple. You call it acidic. You call this alkaline. You call this magnetical repulsion, gravitational attraction. This is why when you did the test, when you mixed the CH3 with CO2 and you achieved certain speed of rotation which created the positioning and the strength of the plasma, you had your reactors leaking water or liquid, or you lost a couple of your reactors depending how much the gravitational field inside was weaker compared to the magnetical which you added to it, which was the CH3. You created a shielding that the entity inside the middle core could not hold on to, and he disappeared. As I said, the problem with the science of present physics is the choice of words for the same entity, which has created mayhem in the world of science. We call it Coulomb's barrier. The other name for it is atmosphere. We call it gravitational, the others call it alkaline. We call it magnetical, the other call it acidic. We call it entry, we call it gravitational or a south pole. We call it exit, we call it North Pole or magnetical.
is all the same word, and this choice of words has created mayhem in the brain of the man to understand the simple logic of the essence of the creation in the universe. Now, if you understood, I have given you the magic fuel which you've been looking for. You have different choices. You can carry on playing the game, or some of you who understand this can extend the knowledge to create hydrogen in tritium condition, in a plasmatic tritium. And then you can use this tritium hydrogen condition as a point of attracting fields according to the strength you need from the span of universe. For man to understand the last sentence, I'll give you 1,000 years. You will never understand it in 1,000 years fully. You scratch on the surface of it. When you understood the sentence, you have found the key to travel in all dimensions of this universe. And then if you understood the explanation of the mixture of the same element you call hydrogen, plays the same game in travel in between different universes of unicorns. This is the game. Because the energy level in the central line of every universe, again, like the proton and electron and neutrons of the three hydrogen, has a common element strength. This is the key to space, deep space travel, and deep space travel across universes. Blessed are those who understand. Cam acesta a fost fragmentul. Așteptăm. Opinii? Dacă stăm să ne gândim un pic cu Ernst Mihai, hidrogenul este singurul element care este omniprezent peste tot în univers. Și dacă știți că a fost pe frecvența lui, chiar cred că poți deplasa în tot universul. Așa e cum spune domnul Keș. Dacă nu plictisesc pe nimeni, aș vrea să reiau partea cu producerea CH3-ului. Știu că a mai fost discutată de domnul Șandor, dar noi nu eram toți în perioada aceea. La 3 dimineața, da. Și dacă doriți, vă pot arăta mai pe scurt așa cam cum se produce acest CH3. Poate și pentru cei care sunt mai noi aici, poate ar fi interesant. Chiar vă rugăm, domnul Virgil, vă ascultăm cu atenție. Vreau să fac o poză, astfel dacă pot să fac share screen. Se vede? Da, se vede. Foarte bine. Da. Deci avem reactorul sau celula, cum vrem să-i zicem, în care producem noi gazuri. Avem o placă de cupru nano. Și începem cu o placă de zinc. Ele normal au legătura făcută între ele. Și știm că
masa atomică a cuprului este aproape 64, e 63 și ceva. Dar pentru că el este în stare nano, îl considerăm 59. Deci el nu mai este așa de dens cum este în stare materială, deci atomii se în starea nano se depărtează unul de altul, deci au și o atracție și o repulsie magneto și gravitațională și ei stau mai distanțați. De aceea considerăm că în general pentru starea nano scădem un 5, 6, 7% procentual din valoarea lui ca stare materială. Iar mai avem, deci ăsta este cupru. Și acesta este cupru nano. Zincul are valoarea 65, deci ca masa atomică. Diferența dintre ele ne dă valoarea 6. Dintre toate elementele care le știm, găsim elementul care are 6 protoni, și anume carbonul. Care știm că are 6 protoni, 6 neutroni și 6 electroni. Deci, tabla de cupru nano își întinde câmpul și deci placa de zinc se află în câmpul acesta și aici se creează câmpul magnetic gravitațional care atrage carbonul. În acest recipient, noi avem apă și sare. Deci natriu clor. Carbonul găsește oxigenul din apă și formează CO2-ul. Deci aici am format CO2. Dacă în acest recipient introducem o tablă de fier, sau cum ne-a spus domnul Cheșe, punem o tablă de fier galvanizat, spune dânsul, dar trebuie să fie galvanizat cu zinc, există și alt fel de galvanizări. Deci avem și fierul și zincul. Deci ăsta este fierul. Deci aici am uitat să pun zincul. Și acesta este cupru în stare nano. Acum, având fierul în ajutor, deci avem fierul care știm că are masa atomică de 56. 56 față de 59, care este cupru nano, avem o diferență de 3. Deci un câmp magnetic gravitațional cu forța, deci cu puterea 3. Ce poate să atragă el din această zonă decât 3 atomi de hidrogen. 3 atomi de hidrogen. Care în stare plasmatică ne spune domnul Cheșe că este de fapt tritiu. Acum noi în interior oricum aveam atras carbonul, deci câmpul magnetic al carbonului. Și carbonul și cu 3 hidrogen ne obținem exact ce ne spune domnul Cheșe, CH3-ul. Deci așa se obține CH3.
Ce ne mai spune domnul Cheșe? Că deasupra se adună un strat de aminoacid. În sfârșit, nu spun în altă culoare. Deci acesta e carbon, hidrogen, oxigen, azot. Între CH3 și aminoacid CO2 există un numitor comun. Și anume carbonul. Deci aceasta este legătura dintre cei trei. Iar când facem experiența aceasta cu fierul separat și cu carbonul, cu CO2 făcut dinainte și cu aminoacidul făcut dinainte, că pune fierul, deci legătura dintre fier, CO2, deci gazul de CO2 de dedesubt și aminoacidul deasupra, ne creează hemoglobina. De aceea avem tenta roșiatică a gazului de CH3. Pentru că, în general, toate elementele se leagă pentru un numitor comun. Cum ne-a explicat mai devreme, că, de exemplu, aminoacidul CO2 cu oxidul de cupru. Deci, acestea toate se legau prin numitorul comun oxigen. Acum, cele care au un numitor comun oxigen sunt cele gravitaționale. Cum ne spune domnul Cheșe, că noi am cam încurcat puțin lucrurile pe faptul că amestecăm, adică aceleași lucruri le denumim diferit. Deci, dacă e gravitațional, îl mai numim și alcalin. Dacă este magnetic, îl mai numim și acid. Deci CH3-ul este un element magnetic. El este cel care dă. De aceea îi se spune combustibil CH3-ul. Datorită hidrogenului, care hidrogenului este, de fapt, combustibilul universal, de fapt. Și de asta, în acest workshop, el ne spune că avem foarte multe denumiri pentru același lucru. Deci am zis gravitațional alcalin, se mai numește intrare, se mai numește pol sud. Magnetic, este acidic, se mai numește ieșire, se mai numește pol nord. La fel, bariera Coulomb, o numim atmosferă. Deci de aici o mulțime de probleme pentru noi în înțelegerea fenomenelor fizice. Eu știu, cam atât am avut să spun. Dacă aveți întrebări, stau la dispoziție. Da, vreau să vă întreb, domnul Cristian, vreau să vă întreb, în ce ați desenat aici, în acest recipient, de fapt obținem hemoglobină? Aici după ce punem placa de fier. Deci depinde de condiții. De exemplu, deci dacă punem de la început o tablă de fier zincată, deci se va produce întâi CO2, se va lua stratul de deasupra tablii, de pe partea de zinc și va apare fierul și se va produce CH3.
Întotdeauna CH3-ul, datorită aminoacidului, are o mică componență de hemoglobină în el, datorită fierului. Dacă vrem să facem hemoglobină separat, atunci așteptăm până se depune CO2-ul pe fund, până se produce aminoacidul deasupra, un strat suficient, și apoi punem o tablă sau o sârmă de fier deja ruginită sau tare nano, care să facă legătura între aminoacidul de sus și CO2-ul de jos. Și atunci, de pe sârma respectivă, vor picura deci picături de hemoglobină, care ulterior, dacă nu sunt culese, ele se vor amesteca cu totul și vor da o tentă și mai roșiatică CH3-ului, gasului de CH3. Deci, practic, noi când producem, avem o parte mică de hemoglobină, dar care nu o percepem ca hemoglobină, ci fiind foarte mică în masa de gaz de CH3. Dacă punem o tablă zincată, vă spun experiența asta, producem, să zic, două recoltări în reactoarele 3 litri de CO2, după care o dă în CH3. Dacă nu recoltăm de acolo CO2-ul și lăsăm acolo și lăsăm în continuare reacția, la un moment dat o să treacă în hemoglobină. Asta o să... Și asta am constatat și asta cred eu, așa la cum am înțeles eu la ora actuală. Da, pentru că se adună hemoglobina, se adună aminoacidul sus și atunci e reacția cu... Exact. Formarea hemoglobinei. În momentul în care o să vedeți că se duce stratul de zinc după tablă, în jurul plăcii nano, dimineața, o să găsiți foarte multă spumă. Dar foarte, foarte multă. Ăla este aminoacidul. Încercați și o să vedeți. Testați. Aș avea întrebare legată de gazul de CH3 pentru aplicație în sănătate. Nu prea are legătură cu subiectul discutat în această seară cu zborul sau aplicațiile pentru zbor, condițiile și așa. Doar vreau să vă întreb legat de sănătate și anume CH3 ceva. Ori pot să mai aștept în cazul în care vreți să continuați cu programul prestabilit și eventual pot să întreb la sfârșit cum este mai bine. Întreb pe... Puneți întrebarea, puteți să întrebați. Aha. Este vorba despre un aport de fier. La prietena mea este însărcinată și în urma consultului medical am obținut din analize că avem nevoie de aport de fier. Și mă gândeam că înainte ca să înceapă să consume apă de gans, de CH3 care deja o am, să pun întrebarea asta, să vă întreb pe voi. Să pun întrebarea pe grup, cei care sunteți mai cu multă experiență. Acum e vorba de sarcină. Cum în aceste condiții se pretează CH3 apa plasmatică sau nu? Ce beneficii ar fi sau ce dezavantaje ar fi? Vreau să vă întreb. În primul rând că nu e niciun medic printre noi și nu prea am putea să vă dăm sfaturi în privința asta, mai ales când este vorba despre o doamnă însărcinată. Tocmai de asta am zis că până să nu ia și să aștept cumva să-mi formulez un răspuns mai... Cel mai bine ar fi să nu-i dați să bea direct apă de pe gaz. Părerea mea, dacă tot vreți să o faceți, să puneți două peciuri, să le lipiți pe o carafă și să bea apă doar din interacțiunea câmpurilor. Aha. Două peciuri cu CH3. Da, sau o eprubetă, să băgați o eprubetă din sticlă în carafa cu apă, dacă țineți neapărat să-i dați. Dar e destul de dificil, mai ales când doamna este însărcinată, să vă dăm vreun sfat. Și aveți grijă că CH3-ul dă energie, de fapt. Da, e magnetic. Să nu producă agitație, să nu producă... Deci CH3-ul e...
Pentru asta este el în aplicațiile pentru sănătate, pentru a da energie organismului. Și oricum începeți treptat, luați-o treptat, cu o doză mică și apoi treptat să creșteți doza, să se obișnuiască organismul. La ce mă gândeam? Încă la hemoglobină mă gândeam, pentru că pe hârtia analizelor cu rezultatele, HGB-ul, hemoglobina, cum este de la laborator prescurtată, este acolo. Am făcut legătura cu hemoglobina din prezentată din obținerea proceselor acestora prin cansc și cu cuiul ruginit și la aia cumva mă gândeam. Dar hemoglobina nu este chiar așa ușor de realizat. Tocmai, de asta am și întrebat mai devreme și pe colegul legat de când anume să pun tabla. Iar dacă după ce e format CO2 acolo, să pun... Aveți stratul de aminoacid și trebuie să îl străpungeți ușor, de preferat cu ceva ascuțit și subțire, ca să nu se spargă stratul de aminoacid și să rămână în contact în același timp și cu aminoacidul deasupra și cu CO2-ul și îl conectați la placa de zinc. Aha, deci trebuie legat și la pe placa de zinc. Da. Da, e artă. Da, încet. Și trebuie să iasă roșu. Pentru că mulți or să spună că au produs hemoglobină, dar puțini or să o realizeze, mai ales că suntem la început. Și vedeți că e vorba despre două tipuri de hemoglobină. Hemoglobină pentru partea fizică și hemoglobină pentru partea emoțională. Deci una se face cu gaz de CO2 și cealaltă cu gaz de oxid de zinc. Deci trebuie să aveți două reactoare. Într-un reactor puneți o placă de zinc și o placă de cupru nanovelită și în cel de-al doilea reactor două plăci de zinc. Una nanovelită și una nenanovelită. Da. Amestecați hemoglobina 50% cu 50%, jumate-jumate puneți apa de pe hemoglobina. Da. Ok, în regulă. Deci chiar mă gândeam la întrebarea asta să pun, nu știu, chiar mă gândeam cumva să ajungă, vreau să o formulez în engleză și să urc pe site. Situația este puțin mai diferită datorită faptului că este în sarcină, adică însărcinat. Deci nu e... Da. De asta. Bine, vă mulțumesc deocamdată. Și poate că așa, o să formulez în engleză de prate și apoi... Da. Mai vedem. Mulțumesc! Plăcere. Este domnul Traian Gorgan, care știu că este medic, poate în lui poate să completeze ceva legat de sarcină și de hemoglobină. Bună seara! Bună seara, domnul! Bună seara! Deci eu nu prea m-aș încumeta să dau viitorului meu copil lucrurile astea, pentru că eu am măsuri radiestezic, de exemplu apa pe care o folosesc, care o obțin într-o cană din aceasta, cu pereți dubli în care am gaz de CO2. După 3-4 ore ajunge un câmp plasmatic de aproximativ 3-4 metri. Eu cred că este destul de mult și să-l dai unui copil care acum își formează toate organele interne. Depinde și de vârsta de sarcină, sigur, este important. Este organogeneza care se formează. Și zice că ar fi mai bine să nu se bage să facă experiențe pe viitorul copil. Dar ce ar putea să facă dacă este anemică, să folosească niște speclă roșie pe care o ține lângă, e un recipient în care se găsește gaz de CO2 sau gaz de CH3. Sigur, și sucul respectiv va fi modificat în sensul că este mai benefic pentru viitorul copil. Aha, în sensul că specla va absorbi câmpurile de CH3. Da, și va fi practic un câmp plasmatic al acelui lichid să fie un pic mai mare și va beneficia în dezvoltare benefic. Dar ca apa de pe gans poate că este un pic prea mult pentru ce se va întâmpla acolo. În procesul de organogeneză, de creștere,
Da, mă gândesc. Deci, nu știu dacă este foarte benefic în momentul ăsta să faci o asemenea experiență sale pe generațiile următoare care vin. Da, da. Tocmai de aceea vă mulțumesc pentru sfat. Deocamdată, nu avem încă niciun feedback în domeniu. Deci eu fac și radiestezie de ceva mișor și am făcut 12 grade în infor energetică și eu mă joc, fac experiențe zilnic cu tot ceea ce povestiți dumneavoastră de-a lungul un an și ceva de funcțional. Deci am un pic de experiență și eu în domeniu. Da. Mă tot joc cu lucrurile astea, vă ascult cu interes, dar aplicațiile medicale, ce să zic, am câteva feedback-uri bune, deci am făcut o serie de comprese din acestea cu gant, cu apă de gant, pe care le recomand la pacienții mei, le mai dau, uite, ea încearcă și asta și asta și eu le spre exemplu cu desugerovital, cu alt fructo, pentru afecțiuni reumatice, le țin pe două comprese de în care au apă de gant sau și un pic de gant, amestecuri de gant, fiolele respective chiar au niște calități deosebite. Adică conținutul fiolilor respective. Am făcut experiență pe mine, de exemplu, am făcut o injecție de alt-glutop amestecată cu una de gerovital, care au fost ținute 24 de ore între două comprese. Deci senzațiile pe care le ai în momentul când faci injecția respectivă este deosebită. Simt un fir cu energia, mă se deschid canalele energetice prin corp. Simt cum se expandează biocâmpurile. Sunt niște stări pe care le trăiești deosebite. Deci nu poți să faci decât una la 3-4 zile. Atât de intense sunt senzațiile și e remanența după aceste injecții câteva zile. Sunt multe de spus în domeniul medical. Aș vrea să particip și eu la cursurile domnului Cheș pentru medici, însă este exact în programul meu de cabinet. Eu încep să am două cabinete, unul am dimineața într-un loc, după amiază în alt loc. Da, și un pic mai complicat, ar fi interesant să particip. O să văd cum o să fac. Da, da, pe partea asta este nevoie mare. Dacă mai aveți întrebări să-mi puneți, eu cu mare plăcere vă stau la dispoziție. Vă mulțumim pentru intervenție, domnul Gorgan. Da, cu multă plăcere. Oricând mai aveți ceva, vă stau la dispoziție. Mulțumim. Mulțumesc și eu pentru răspuns. Mulțumesc. Bună seara, dacă îmi permiteți, Angelo sunt. Tristi vis-a-vis de ce ai ridicat tu, ca și întrebare. Nu sunt în domeniu, de aceea nu pot să îmi permit să fac niciun fel de recomandare, doar că mi-aduc aminte de un workshop al domnului Cheșe de undeva de prin februarie, martie, dacă bine țin minte, dar nu-i sigur, în care ne explica, practic, tot așa parțial, mult mai superficial decât acum CH3-ul și chiar făcea o paralelă între perioada însărcinării, femei, să spun așa, scuzați pe tabularul, dar nu sunt în domeniu, și CH3-ul. Și atunci trăgea niște paralele vis-a-vis de prescripția medicilor, în general, în cazurile doamnelor însărcinate, cum că se prescrie de obicei, în majoritatea cazurilor, se prescrie acel acid folic, care spunea că dacă ne uităm plasmatic și nu numai, este practic un boom radioactiv. Adică e un boom energetic foarte mare pentru că corpul femeii are nevoie de acea energie în plus pentru a susține fătul. Acum, repet, nu sunt în domeniu, nu știu exact situația sau situațiile, de aceea nu permit să dau niciun fel de cum să spun, faturi. Însă atât am înțeles eu de acolo. Paralela dintre cele două, deci CH3-ul practic trăgea o paralelă că este tocmai din cauza fierului și a compoziției și a stării plasmatice în care îl producem, este foarte asemănător cu acidul folic. Personal, n-aș fi atât de speriat de el.
În sensul că noi avem aici mari lacune, că nu avem, cum spunea și domnul doctor, nu avem încă feedback-urile necesare. De aceea oarecum ne temem de ele, pentru că nu știm încă concret ce se întâmplă. Dar mă întorc din nou la domnul Cheșe, care mereu repetă același lucru, că în stare plasmatică, practic, noi creăm un environment, un, cum se spune românește, un mediu. Un mediu propice în care dăm ceva, stabilim ceva energetic. Iar corpul, dacă are nevoie, și ia, iar dacă nu, îl respinge. Deci mereu spune că nu putem greși în domeniul plasmat. Acum, într-adevăr, dacă ar fi vorba de copilul meu, probabil că și eu aș începe cu pași mai mici de bebeluș, așa cum spunea și Claudiu, să mergem cu niște pansamente sau cu etrubetă, nu chiar apa plasmatică, mai ales că nu știu în ce măsură doamna este familiarizată sau obișnuită deja cu, cu plasma, cât consumă sau a consumat până acum. Eu n-am nicio problemă. De 6 luni consum tot felul de combinații și mă simt extraordinar și am trecut peste orice răceală, orice boală, orice altceva, toți din jurul meu cad ca, mă rog, secerați, eu sunt bine. Dar treptat am luat acest contact din noiembrie anul trecut, începând cu Gans, urma Gravo și altceva, trecând la, la plasmă lichidă puțin pusă în apă, până ce am ajuns la faza că eu încep dimineața cu un pahar de apă plasmatică curată din diverse mixuri, dar asta sunt eu, deci nu e o chestie generală și nu-mi permit să dau sfatul. Însă așa văd eu situația. Și cred că, nu știu, e nevoie într-un anumit fel. Dar, așa cum au spus și colegii și respect această exprimare a dânșilor, haideți să începem cu pași mici ca să nu, mă rog, ca să putem și noi accepta. Intenția contează din nou foarte mult în tot acest proces și vis-a-vis de asta eu cam atât am avut de adăugat sau, mă rog, într-o paranteză, luați-o ca o paranteză. Aș mai avea o întrebare vis-a-vis de ce s-a discutat mai înainte, dacă îmi permite domnul Buzaru, vis-a-vis de hemoglobină. Eu și-am început să fac diverse experimente cu el, să încep să-l produc, mă rog, iese, nu iese, sunt pe drum. Ceea ce dânsul ne-a scris aici pe tablă și ne-a explicat chimic este extraordinar, eu nu sunt mare chimist. Și am înțeles niște lucruri mai simplu explicate, foarte, foarte frumos, extraordinar. Întrebarea mea este următoarea, domnul Virgil. Atunci când am făcut diferența între cupru, nano și zinc, am făcut diferența între cupru, nano și fier, acolo în reactorul de hemoglobină. Eu m-aș mai duce un pas mai departe, în sensul că eu am o întrebare pentru mine. Și anume, există o diferență de potențial și între fier și zinc. Chiar dacă zincul nu este, chiar dacă zincul este legat electric pe același circuit cu fierul, totuși există o diferență de potențial. Și cred că este un domeniu destul de complex și acolo. Eu nu l-aș exclude complet din calcule. Și revenind la ceea ce spusese domnul Folteanu, cu placa de fier care este galvanizată, mă rog, zincată, și după ce se duce zinc, am făcut și eu acele experimente acum multă vreme, pentru că atunci așa a fost, și am ajuns cam la același rezultate, e ok, dar exact cum domnul Cheșe ne-a explicat că hemoglobina se face cu cele 3 plăci, nu cu 2, eu cred că există o interferență și o interacțiune și este necesar ca să existe și placa de zinc acolo, nu doar fierul care a produs Gans, a produs aminoacid, iar după aceea se duce de pe zincul și rămâne fierul și merge în continuare. Nu sunt convins că lucrurile funcționează așa pentru hemoglobină. Deci cred că este importantă și interacțiunea plasmatică și nu numai, poate chiar și chimică, între fier și zinc. Dar aia n-ați luat-o în calcul, domnul Grudaru, și eu, nefiind chimist, nu știu unde să mă situez în această întrebare, dar pentru mine tot e o nebuloasă. La fel cum, vedeți, este varianta 2 de hemoglobină, cea emoțională, unde lucrăm cu zinc nano și zinc pur și introducem placa sau cuiu sau ce-o fi de fier ruginit.
Pentru că tocmai acolo sunt alte câmpuri și nu cred că ținem cont doar de câmpurile de zinc nanovelit și fier, ci este și zinc nanovelit, zinc și fier. Deci, practic, toate sunt acolo într-un anumit echilibru. Își găsesc echilibru și rezultatul acelui echilibru este hemoglobina. Dar eu nu mi-l pot explica chimic. De ce? Poate ne puteți ajuta un pic. Aș fi recunoscător. Mulțumesc frumos. Fii atent, Angel. Deci, din punct de vedere chimic, dacă pui o placă de zinc, de fier zincată, la un moment dat își găsește echilibrul ăsta care vorbești tu și produce hemoglobină. Dar trebuie să fii foarte atent la acest echilibru. Că dacă nu, nu-l mai produce. Din punct de vedere a ceea ce ai spus tu, sunt că așa cum a spus o a treia placă, una a trei câmpuri plasmatice și care formează hemoglobina. Și hemoglobina este numai la mine se întrerupe sau se întrerupe? Se întrerupe, domnul Folteanu, v-ați pierdut. Dar până apare domnul Folteanu să vă răspund eu, că m-ați întrebat pe mine. În primul rând să știți că nici eu nu sunt chimist și ce am învățat, ce v-am spus și eu de la domnul Șandor, avem învățătura. Și cum înțeleg eu situația asta? Există într-adevăr și un câmp între cupru și zinc. Însă cupru și zincul sunt în stare materială. Ceea ce predomină în tot containerul ăsta respectiv, predomină câmpul nano al cuprului. Deci ăsta este câmpul primordial, câmpul care creează condițiile. Câmpurile create de materie sunt foarte mici și la distanțe foarte, mă rog, foarte apropiate de tablă. Deci ăsta cel mai important este cel de cupru nano. Deci el face interacțiunea. Zincul adună carbonul, iar fierul adună hidrogenul. Iar legătura între aminoacid, fier, deci CH3-ul și gazul de CO2, este, după cum v-am arătat mai devreme, carbonul face legătura între ele. Și așa apare hemoglobina. Îmi pare rău că nu am formula chimică a hemoglobinei. E foarte interesant că hemoglobina este foarte asemănătoare cu clorofila de la plante. Singura diferență este că la hemoglobină are interiorul, are un atom de fier, iar la hemoglobina are unul de magneziu. La clorofila, pardon. Invers, da. Da, apropo și de mulțumesc frumos, domnul Virgil. Da, e mai lumină pentru mine. Vis-a-vis de ce a spus de hemoglobină și clorofilă, acum am permis să relatez așa pe scurt, dacă nu vă plictisesc. Prima mea experiență cu hemoglobina. Când am încercat să produc hemoglobina, am folosit un șurub introdus deja în reactorul, care avea și aminoacid, avea și zinc, dar pe partea emoțională. Deci aveam zinc nano, zinc pur, oxid de zinc, practic, pe fund și, cum îi spune, și aminoacidul deasupra. Și am introdus un șurub, care l-am folosit acum multe luni pentru producție de CH3, cu care mi-a ieșit un CH3 vizibil, în regulă. L-am introdus în reactor, 3-4 zile, absolut nimic nu s-a întâmplat. Deci el era deja ruginit șurubul. Mă rog, avea un strat de oxid pe el, roșu. Ochiometric, așa era. L-am introdus în reactor, 3-4-5 zile, absolut nimic. Deci fără curent, fără nimic, doar pur și simplu legate. Absolut nimic, deci nici măcar ruginea n-a căzut de pe șurub. Atunci am spus, ok, hai să-i dau un pic de impuls de curent. Și am dus pe o baterie descărcată, cum am dus eu pe vremuri, scoasă din aparatul foto, care nu mai mergea aparatul foto cu el, și l-am legat frumos. Minusul, adică zincul nanovelit la minus, și la plus am legat zincul curat cu acel șurub. Și nu l-am băgat în seamă, 2-3 ore n-am mai ieșit pe la el, după vreo 3 ore am ieșit să văd ce se întâmplă și când mă uit, mirare.
Deci hemoglobina mea a fost verde, dar un verde închis, n-avea nicio treabă cu cupru sau altceva, nu avea nicio tangență cu tirul de cupru cu care l-am legat, acel șurub. Era un total altfel de verde și am rămas blocat. Am zis, măi, acum am vrut să fac hemoglobina și până la urmă am făcut clorofilă. Și am rămas așa, ciudat, cu semne de întrebare, în buclă, cum s-ar spune. Am zis, ok, hai că o să-i fac niște poze a doua zi și o să le salt pe grup, să vedem cine ce ar putea să adauge ceva, pentru că eu nu mai înțeleg nimic. Mă gândeam că e din cauza compoziției, din ceva de genul ăsta ar trebui să se tragă, dar totuși eu cu acel șurub am produs CH3, iar acum s-a întâmplat ceva verde. Verde închis, către cachi, frumos, dar verde, nici de cum roșu. Iar a doua zi când am dorit să fac fotografiile, între timp am scos bateria, bineînțeles, de pe el, zic, hai că las așa, că nu știu ce se întâmplă. Iar a doua zi a început să devină maroniu, aeruginiu. Apoi am scos șurubul din reactor, am refăcut reactoarele complet, că vreau să am reactoare curate și, mă rog, făcute cât de cât standard după înțelegerea mea pentru hemoglobina. Și după ce a stat șurubul vreo 2-3 zile afară, s-a uscat și pur și simplu cu opensul am reușit să îndepărtez de pe el toate depunerile, tot obțizii și a rămas frumos lucios. Și acum nu știu ce să zic, ori o fi șurub de inox, ori o fi nu știu ce compoziție are, dar interesant că CH3 a ieșit frumos. Însă, în momentul în care am dat curent și l-am băgat la zinc, a ieșit verde. Și asta vis-a-vis, acum înțeleg că diferența nu este foarte mare între clorofilă și hemoglobina, posibil din cauza aliajului, cred. Sper că nu v-am putut. Dacă avea magneziu în el, posibil. Da, n-am gândit ceva asta. Era bine de făcut niște peciuri pentru plante. Nu uite zic. Mai ales că a venit iarna acum, nu? Sigur că da. Putem merge mai departe. Aș propune să urmărim un fragment legat de condensatori, mai exact de condensatorul inelar, că știu că aici avem probleme și avem vreo câțiva colegi care în curând o să devină experți în condensatori, dacă sunteți de acord. O secundă. Doar o secundă înainte. Vreau să mulțumesc colegului Angelo pentru, da, sfatul e super ok, cu pași micuți. Asta vreau să mulțumesc. Se aude bine? Da, se aude. Entry and the exit of the coil, and you put the coil back to front, you'll
find out these coils start vibrating, and in the center core, they can produce huge amount of energy. This was done by scientists in Belgium, and I was asked to assess how it does it. I built one, and the poor scientist, one of those who's been poisoned, the never gets it by the Belgian authorities. Red Circle knows it. He used this technology of the vibration, and I've just confirmed his importance because he doesn't need the vibration of the tool creates a current in the middle. Here you have a nano, which is a bad man. Da. Facem o pauză aici. O să vă întreb dacă a încercat cineva acești condensatori inelari până acum. Am încercat un hibrid între acești condensatori. Chiar azi am făcut primele teste. Încă nu pot să vă spun rezultatele finale. Probabil săptămâna viitoare o să rediscutăm tema asta și vă spun. Ok, colegii mai tehnici, ați înțeles aici despre ce e vorba? Vibrația dintre inele și cum alimentăm bobina sau inelul condensatorului. Cine a înțeles aici mai bine? Aici se pune problema de vibrație de materiale. Inelele sunt materiale, sunt în stare materială și intervine o vibrație între material și stratul nano. Și lucrul se transformă până amplificare. Deci o amplificare a energiei. Ceva de genul ăsta am înțeles eu. Nu pot să vă spun mai multe deocamdată, condensatorul este în teste, ce am făcut noi. Ok, haideți să ne mai uităm o dată. This was done by scientists in Belgium and I was asked to. If you buy those coils, the ring coils, you can go to the shops and buy these ring coils, which are coated like this, and if you put them and put current through them, and where you, if this is the north and the south or entry and the exit. Deci luminelele, dar nu le unim, le nanovelim și apoi trecem curent prin ele. Ce înțelegeți de aici, colegi? Cred că este vorba de inele de ferit acolo, bobinate. Zaharie sunt. Așa deci, este. E un transformator toroidal, cum este de ferită? Mă îndoiesc că ar fi asta. Ceva de genul ăsta. Sunt inele de ferit și bobinate. Dar condensatorul cu inelar nu seamănă cu ceea ce vedem unde seamănă în dreapta. E altceva. Nu, eu cred că se referă la acel inel de ferită care trebuie folosit pe condensatorul ăsta inelar. Astea sunt pe plăcile de bază de calculator, sunt inelele alea mici, înconjurate de... Așteptați până la capăt concluzia și o să înțelegeți. Cu filtrele. ...the coil, and you put the coil back to front. You'll find out this coil... Despre ce bobine e vorba? Dacă este într-adevăr vorba de miez de ferită și bobine inversate, fiecare produce un câmp magnetic invers, interacționează cu celălalt, că le pune paralel unul în altul și vibrează, se mișcă, dacă într-adevăr despre asta e vorba. Hai să vedem în continuare. Și trecem curent prin ele, prin toate? Da. Și producem un electromagnet, să zicem, sau mai mulți electromagneți. Dacă e într-adevăr vorba de inele de ferită. Dar pune o poză mai bine. This was done by scientists in Belgium and I was asked to assess how it does it. I failed one and the poor scientist, one of those who's been poisoned, the liver cancer by the Belgian authorities. Red Circle knows it. He used this technology of the vibration and I just confirmed his importance because he doesn't need the vibration of the tool creates a current in the middle. Here you have a nano, which is a plasmatic. Dacă prin interiorul casă. Da, Mihai. Ai spus ceva? Da, vreau să zic că presupunem că sunt inele de ferită și le punem în conductor, le agățăm. Trecem unul sau mai mulți conductori prin interior. Domnul Cheșe spune că acolo ar trebui să culegem mari cantități de energie, de curent sau respectiv tensiune.
vibration of the brains creates totally different kind of energy. This is the transformers of the energy from the gas into the plasma. Do you want to understand yourself? You don't see it, but because these are all gas, and we know gas materials don't stick to each other, the field interaction between them creates the vibration. And our vibration allows you to create and absorb the spectrum of the energy that you have. If you create all of these from copper, you see very little, but if you make a copper ring, aluminum ring, titanium ring, and nanocoat all of them on the central pin, the same, do the same thing as you put with the ganses, with aluminum and the rest, then you'll find out you create vibration energy. These ring plasmas work as amplifiers, but that's how you do it. Or you can do the same thing, rings over rings, you put them in and they vibrate and you create amplification or vice versa. This is what we have already really has built up. Dacă se poate o pauză, Claudiu? Da. Deci, după cum înțelegeți, nu e vorba de inele de ferită. E vorba de inele din diverse materiale, cupru, aluminiu, titan, acoperite, nano-acoperite, care vibrează. E vorba de vibrație plasmatică, nu electrică, electromagnetică. E cu totul altceva. El a făcut o paralelă între cele două sisteme. Deci în dreapta e un sistem și în stânga e alt sistem. Deci asta e sistemul lui și celălalt este cel al savantului respectiv care a avut probleme. A comparat cele două, ca exemplu. Pot să vă zic și eu câteva cuvinte? Sigur. Deci condensatorii aceștia noi sunt mult diferiți din punct de vedere plasmatic și energetic. Sunt două prototipuri create. Unul de Verni și unul de Douglas. Condensatorii inelare lui Verni, este vorba despre un condensator plasmatic care sunt construiți nu cu bobine de cupru, ci cu inele de cupru sau cu alte materiale. Deci nu este neapărat nevoie să fie și alte materiale. Trebuie să fie suficient să fie cupru pentru aplicațiile noastre la aceste inele. Deci construcția lor este diferită un piculeț. Pe firul central nu se mai folosește hârtie de gătit, ci doar foie de alumină non-veită. La acesta, al Verni. Exact. Și nanoveiști de gans electroidic cu fluoret. Vibrația lor duce la declanșarea energiei plasmatice foarte mari. Da, păi vedem. De-aia sunt folosite gradiente diferite. Cupru, aluminiu, titan, toate nano, în stare nano, atenție, putem să obținem o energie plasmatică foarte mare. Și mai diferă și o altceva, depinde de poziția lor, unde sunt plasate și unde facem măsurătoare. Este foarte important asta. Se pot obține tensiuni de 10, sute sau chiar mii de volți. Deci depinde de poziția lor, foarte mult. Atâta am avut să vă zic. Mulțumim, domnul Potan. Is Vernie back in the background? Yes, I am. Vernie, could you please show us if you have the picture of these ring capacitors, please? Let me get it. Thank you very much. So, you understand the development and how you have to find in how and the way you nano code these rings gives you a spectrum of the energies you can absorb from the central capacitor. We are testing very powerful systems of the capacitors where what we have, we use. Is Douglas in the background? No, we don't see you. I'm here, Mr. Gage. Hi, Douglas. Douglas, could you show us the matter capacitor with the aluminium foil if you have it? Of it? Yes, sir. You want one burned up or one that have not burned up? Both of them. These people have to open their understanding to new ways of the energy and transfer of the capacitor. One of the capacitors which is getting developed by the Innovation Center is that you have this center pin, which is nano-coated
your gravitational pin. And we don't use anymore copper and paper. We nano-coat the aluminium, and we just put a gans on aluminium. And then we wind a crop around the center pin. So you don't have any more paper that is a break point. You have a very powerful system. And then we put the, what you call, the second coil on top of the aluminium. And we see huge amplification in power. Welding has detected 1,000 watts from a normal 220. So he can increase the amplification to 15,000-20,000, which allows you to go into the transmission and confirmation of the energizing the plasma. The other one which Douglas is working on is the copper, it's kept as copper in macro state, and it does go away. Can you show us if Douglas, you're ready or ready, please? I got one picture up of the one I burned up, but I'm looking, I'm digging through the other ones for the one that's assembled, and actually I've got some that are disassembled if you want me to show them. Please, you got, you, I'll stop sharing, you can come in over here. Wernie, is your system, can you show your pictures first? Yeah, I can. What I have is just like the one that the rings are far apart. No problem. Just show it the way we done it. You show first, Wernie, please, and then we go to Douglas to go further. These are, can you explain to us how it's made, please? Okay, we have a center pin, a nano-coated copper, wrapped with aluminum. This aluminum is with GANs on the inner side. Then each ring, we have rings, they are separate from each other. At first, I put it this way to have some space, like the capacitor did by Douglas. But at the end of the testing, we have to put them together that they interact more closer. Each is individual ring touching each other as a ring. The last one like an ordinary ring, and nano-coated. What we observe is, by the way, the first ring on the far right has this extension wire that is connected to the center. And what we observe is the farther you measure the voltage, let's say from the center or from the first ring, the farther it goes to the farthest ring, the higher the voltage potential you can get. And when you have all of these rings together, side by side, that they are touching each other, when you rub the other probe of the voltmeter across it, with higher voltage, very, very high voltage. And what when Mr. Kess asked me to measure the voltage of each ring in relationship to the first ring, I notice an amplification as I go farther. Okay? Yeah. So you there is no paper in winding, it's just the aluminium nano coated and gas coated. No paper. And by the way, the distance of the ring to that of aluminium is exactly fit, but you can still move them side to side. But when you stand up, you make it stand, it doesn't fall, just enough to hold on the surface that it doesn't fall or move. But if, when you move it with your hand, you can slide each ring. That's how it is fitted. Can you explain to us the why we use and what we've seen in the what we went from 220 to 1,000 volts on the capacitor with aluminium, with nano coating? Yes, when I noticed that when they say you place a probe, for example, in this drawing, you put a probe on once on my pointer. If you put your probe, one probe here on the left on the right side, and one probe on one, on another, and you move that probe, you put the other probe steady on one side, and you move that probe across the nano, you'll see a spike, literally a quick spike in voltage, several
1000, more than 1000. At that moment, when I noticed that, oh, it must be the interaction with the field. You have motion, then it returns back to it's similar to what we have with generators when you move copper with across deep fields, across magnetic fields. In this case, we only move the matter part of the probe to this field. And I see, you just see it on a small magnet that high. But in this case, we see it 1,000 volts, more than 1,000 volts. You can try it on your setup. You can verify it. Of course, you will get the same several 1,000 volts from millivolts. That's the difference. Millivolts to 1,000 volts. That's a huge potential. Okay. What you just wait 1 second. I have. What is important to understand is that this is how you create materials. If you understand this position of the rings, and you put your source on one end, and different rings, and they feel different rings will give you different material underneath of it. In a way, if I can use the option I have, yes. In the field from here, for example, and the field from here, you could be producing copper here, and you're producing zinc here. This is the source, this is the beginning. So the heavier the elements, the higher energy as you amplify. These rings, in a way, is the same source system as we explained. That's why in a matter state or in the plasma state, you can explain to you how things happen at vertigo. Is there anything else you would like to add, Randy? Yes, now I see what we discussed earlier, Mr. Cash, in a meeting. This is what I am talking about, that we need a common ground. So now I see it, that in the middle is our common ground across those rings. Now you understand what I was explaining today. Yes. we have now a communication between the one on those inverse rings. We have the calculation, and we each can understand or can communicate with each other. We can go across, we can talk across, but all of these have a common ground in the middle, or they are on the same common connection. So it should be easy to find what we need from it, where we need from it. Yes. Okay, is there any more, or we go to Douglas to see the combination capacitors? Okay, Douglas can go. I'll stop my share. Thank you very much. Thanks, sir. Ok, cred că aici sunt colegi care au experimentat mai mult decât mine și mai în măsură să comenteze condensatorii. Știu că și Angelo a încercat să-i facă. Parcă Angelo, ai luat deja materialele pentru ei, nu? Da, materialele le-am luat, dar încă n-am reușit să fac. Am tăiat câteva inele pe strung. Practic am luat țeavă de cupru de diverse grosimi, adică de diverse diametre. Și voi încerca tot așa pe lângă, cu diverse diametre, voi încerca și inelele să le fac de diverse lățimi. Și pe de altă parte, așa cum spunea domnul Cheșe, nu știu dacă aici, că acum am lipsit și eu 2 minute, nu știu dacă chiar acum sau mai târziu spune în această prezentare, spunea să încercăm să intercalăm inele de aluminiu, zinc, titaniu, orice altceva. Și acum, neavând titaniu, în momentul de față, ne gândim la inox și la alte materiale ce le avem la îndemână, să facem câteva experimente pe natura asta.
Săptămâna viitoare cu siguranță vom avea ceva funcțional, pentru că durează și nanovelirea și altceva, dar eu am o mică nelămurire vis-a-vis de acest experiment al lui Verney, și anume, cum a măsurat el acei 1000 de volți? În sensul că acest condensator, capacitor, este legat la 220 gen Magrav clasic și după aceea a măsurat ieșirea pe el, sau, așa cum la un moment dat spunea aici ceea ce am prins, încă de data trecută, că m-am lipsit un pic, că de la milivolți ajungem la 1000 de volți. Deci el, practic, ăștia 1000 sau vârfuri de peste 1000 de volți, i-a măsurat așa în aer, în sensul că punea o bornă, așa, practic, așa ne-a explicat, pune o bornă al multimetrului și din acea bornă, care, mă rog, ne dă foarte puțină tensiune, că doar știm ce baterie are multimetrul în el, ajunge la vârfuri de peste 1000 de volți sau legat în circuit de 220 și măsurăm acele vârfuri. Mie nu mi-e 100% clar. Oricum lucrăm la asta și sper că săptămâna viitoare, nu știu, voi avea un pic mai mult de adăugat. Bă, vedeți aici, nu știu dacă are vreo importanță, dar condensatorul are 14 cm și sunt 20 de inele. Da, pentru că inițial, cum spunea și Vărni, l-a conceput așa cum se vede în imagine, cu sârmă subțire. Na, acum eu aș lucra cu inele, nu cu sârmă, că sârma mi-e greu să fac inele și, mă rog. Dar aici sunt spațiate, dar în momentul în care a atins acele vârfuri, a spus că practic a strâns inelele foarte mult, unul de altul, practic se atingeau. Ceea ce dacă le vedem la grosimea sârmei care e aici în imagine, în momentul în care strânge aceste inele, ocupă mult mai puțin spațiu. Dar ok, și noi tot pe varianta asta vom merge de, eu știu, măcar 14 cm ca și lungime și ne vom juca cu inele. Nu neapărat 14, tot 19, tot fi, așa ne-aș duce pe multiplu de 9. Da. Pare o amplificare în cascadă, ca la eclatoare, Angelo, cu acele inele. Eu așa văd, paralelism cu fizica clasică. Da, și-o la fel. Bună seara! Mă scuzați că intervin. Firul central este nanocotat. Da. Și aplică tensiune pe un capăt. Sau n-am înțeles eu bine? Asta nu știm. Nu se aplică tensiune. Tensiunea se creează în capacitor. Bună seara, domnul Șandor! Bună seara! Am intrat puțin ca ascultător în timp ce lucrez. Mulțumesc. Nu vreau să vă deranjez. Asta era și întrebarea. Bună seara, asta am vrut să zic și eu, că tensiunea se produce acolo. Bună seara. Bună seara. Știți care ați făcut condensatori din aceștia, că măsurați pe el câteva sute de milivolți. 500 de milivolți, 700 de milivolți, cel mult. Sau câteodată 150 de milivolți numai. Aceste inele produc o amplificare a tensiunii. Ceea ce să nu uitați, că primul inel este conectat la intrarea firului central. Un detaliu mic foarte important. Și este un amplificator plasmatic în cascadă pentru următoarele. Da, seamănă cu clistotroane, cu acceleratoare de particule, așa, în construcție fizică. Cu clistronul seamănă un pic cu asta. Da. Atâta pot că la clistron sau la fotomultiplicator, fiecare grilă sau fiecare electrod este conectat la o altă tensiune. Dar aici tensiunea se formează în bobina aceea, în sulul acela de aluminiu imbibat cu ganzuri. Faceți-l și vedeți și vă minunați. L-ați testat, domnul Șandor? Aici, încă n-am apucat să fac, am și materialul pentru condensatoare, am tot. Numai așa pe la noapte, la 1-2, mai aduc aminte că să nu mai duc și să mă culc, că dimineața ea trebuie să mă deștept. Aș arăta video, dar nu se poate. Nu e permis de către host. Imediat, gata. Un moment.
tot același. You can't start your video because the host has stopped it. Asta e textul. Încercați din meniul de participanță, mai este un meniu general. Da, da. Meniul general este care... Acum puteți. Ura! Aici este. Aici sunt inele, le-am făcut cu la foc. Deci nu cu sodă. O să mai fac și cu sodă, la alte mărime. Din ce metale sunt? Nu sunt lipite. Ce ați dorit să întrebați? Din ce metale sunt? Sunt secțiuni de țeavă, bănuiesc, nu tăiate. Nu, este din sârmă. Sârmă. Uitați, deschizătura mică. A, da, se vede, intre fierul, gata. Și din ce fel de sârmă sunt? Cupru? Din asta, de cupru. Cupru, am înțeles. Trebuie să mai găsesc și de alte metale. Ce mai am sârmă zincată, dar e subțire. Atingeți vibrația cuprului și veți avea la îndemână tot universul. Acum, dacă domnul Chandor s-a apucat să facă inelele astea, vă dați seama că nu s-a apucat degeaba. Devine stăpânul inelelor. Da. Și aș vrea să fac niște gansuri proaspete pentru... cu metoda îmbunătățită. Cu CH3-ul, după metoda îmbunătățită, că eu am făcut așa numitul CH3 fără ca să am zinc și mi-e teamă că am produs rugină în loc de CH3. Am făcut niște condensatori și am testat astăzi și sunt hibriți. Deci metoda Douglas cu metoda Verdi. Și pe fiecare i-am lungit la 20 de centimetri și am pus linele. La primele măsurători, care încă nu sunt gata, nu sunt, deci nu este ceva oficial deocamdată. Primele măsurători pe condensatorul Douglas cu gravitaționalul izolat, complet de fizicalitate, unde aveam 600 mV, la aceeași metodă, acum avem 2,4 V pe fiecare condensator. Da, mai bine. Deci după ce am introdus, l-am lungit, i-am mărit, bine, ei au rămas la fel, cei Douglas. Deci tot 7,5 cm au lungime. Dar am lungit ca să putem băga și metoda Verni pe condensator. Exact, i-am lungit. Și au 17 cm lungime. Și am măsurat 2,4 V pe fiecare condensator. Încă nu este oficială treaba, mai urmează să mai facem niște teste, să vedem ce trece cu ei, cum trece cu ei, alimentăm la curent continuu, la curent alternativ. Mai avem de făcut niște teste. Mai durează un piculeț. Spor-o treabă. Cred că o fi cineva din România care să facă mare răzbatere tehnologică. Să dea Dumnezeu că asta am spus și eu, că de-aia nu a reușit nimeni la nivel mondial și le spun la toți colegii mei. Pentru că așteaptă să-l facem noi. Să se mai împlinească niște profeții. Exact. Acum, dacă îmi permiteți, am făcut câțiva condensatori, hai să zic, metodă combinată, adică încă nu spun inelare, dar deja am trecut la faza de miez nano, folie de aluminiu, sau două folii de aluminiu, deja am două variante, și bobină cupru peste. Dar, nu știu de ce, am eu blocajul ăsta în mine încă, acest material sau electrotehnic cu care m-am molipsit în decursul anilor, fără izolație și fără hârtie. Și mie încă mi-e teamă să-l pun între fază și nul, cupru nano, am secțiune F10 multipilar, peste el aluminiu nano cu gans gel uscat și peste el bobină. Momentan nu am încă inelele, dar săptămâna viitoare vor fi probabil și inele. Și să leg pe magraf, dar parcă nu vine, nu știu de ce. Na, vorba aia, îmi lipsește în creier chestia asta că, mă, totuși chiar ceva izolator o fie în ceva între ele, nu vine. De aceea am făcut varianta a doua, pe care am păstrat izolația inițială de PVC a firului multipilar,
Am nano-învelit conform sticlei Coca-Cola, mă rog, după mult timp, și peste acel înveliș am bobinat folie de aluminiu, chiar două folii de aluminiu cu lanțuri separate, și peste el din nou încă bobină nano-învelită de cupru. Și pe asta am curajul să o testez în magrav, dar măsurând în modelul clasic, doar cu multimetru în aer, acești condensatori, mie nu-mi dă nimic. Deci îmi dă 5 mV care scade, după aceea ajunge la zero. Dar pe mine nu mă interesează să dea curent, mă interesează să se încarce și să se descarce la un moment dat. De-aia, până ce nu le pun în magrav și, eu știu, poate reușesc să fac o diferență de scădere de consum față de magravul clasic care l-am în casă, nu știu. Momentan doar la asta pot lucra. Dar interesant oricum. Păi ți-e frică să se străpundă. Așa este, Angela. Da. Eu în lucru de aș face, aș pune un firicel foarte subțire la intrare, gen fuzibil. Și în caz că, bum, acela se arde, explodează și atât. Nu se arde, am încercat eu treaba asta, nu se arde. Se arde condensatorul și firicelul la nimic. Aici la voastră nu se arde, domnul Foltan, trebuie testat și aceea. Tensiunea de străpungere, știți despre ce vorbim. Știm despre ce, știu foarte bine despre ce spui, dar nu se întâmplă o străpungere la nivel fizic. Acolo apare, deci eu, păcat că nu am unul acum la îndemână să vi-l arăt, că vi-l arătăm. Deci străpungerea la acești condensatori și la cei, mai ales cei care am făcut cu Teo, care sunt complet izolați din punct de vedere al fizicalității în gravitațional, străpungerea este interesantă. Este o gaură perfectă, ca și cum acolo a apărut un fulger. Și fulgerul ăla n-avea de unde să apară la ceea ce am făcut noi acolo, decât la o acumulare plasmatică foarte mare. Aici este foarte interesant. Deci nu este chiar așa cum spuneți, domnul Mihai. Nu este chiar așa. Deci experimentați întâi și vă mă spuneți cu subiect și predicat ce se întâmplă. Hai deci, să vedem, să facem un test. Păi, hai să faceți, veniți la mine și vi-l arăt. Vi-l demontez și vi-l arăt, să vi-l arăt cum este. Deci este perfect. Deci am altceva să facă testul pare lui, că alea noastră știm că nu se... Da, nicio problemă. Deci dacă face testul ăsta, o se convingă de chestia asta. Deci noi am făcut testul ăsta, dar noi am împins condensatorii spre 1000 de volți cu Teo. Eu vreau să mă încurajez să facă testul în sensul acesta cu... Da. Deci dacă îl face, eu chiar aș fi foarte încântat, pentru că ar veni și ar confirma ceea ce am constatat și noi. Deci trebuie să-l facă. Deci e obligatoriu să-l facă, mai ales dacă a ajuns în faza asta de cercetare. Da. Deci este obligatoriu. Angelo, trebuie să faci testul ca să confirmăm ceea ce se întâmplă și cu străpungerea lor și cum se străpung. Că nu se ard pe lungime, în secțiune, în cum știm noi. Deci apare o străpungere ca și cum ai lua un ac și l-ai băgat dintr-o parte în alta al condensatorului. Fix asta se întâmplă. Și acolo ce înseamnă asta? O energie foarte mare care apare. Care noi trebuie să ne explicăm și trebuie să o aducem, energia asta, să încercăm să o separăm de fizicalitate și să o păstrăm în plasmă, ca să putem strâni plasma. Aici trebuie să ajungem în final cu cercetarea. E părerea mea, iertați-mă că am spus toate astea. Iertați-mă, vă rog frumos. Oricum, scuze Mihai, te întrerup, oricum am eu frică de străpungere sau de circuit, pentru că oricum siguranțele vor funcționa, deci nu e prima dată când le vei zbura. Doar mă gândeam așa pe termen lung, dar vezi vorba aia, uite, discutând chestia asta, ce mă interesează pe termen lung până ce nu știu adevărul, nu? Pe termen scurt. Și da, hai să vă și arăt despre ce am vorbit, dacă îmi permiteți, foarte scurt, modelele de condensatori, se poate? Ok, bună seara. Deci, hai să vedem. Așa arată, încerc să nu miști, se vede? Așa arată miezul condensatorului de 10, care are izolație pe el. Am pus înapoi izolația. Se vede, este tăiată, după care am repus-o. Asta este varianta sigură, să zicem așa. Așa arată când e gata.
cu izolație pe el, cu două folii de aluminiu nano-învelite, bineînțeles, cu două gel guns separate și de o compoziție separat, mă rog, diferită, spatula. Da? Și așa ar arăta. Sincer, am și făcut din astea, dar le-am desfăcut și le-am refăcut după aceea. Așa arată, dacă aș bobina aici, în partea aceasta, aș bobina direct aluminiu pe el și cu bobina sau chiar cu inele. De ce nu? Și de-aia, tot așa, dacă țin minte, Mihai știe, pentru că discutasem cu el, am zis că m-aș duce în varianta de o folie de aluminiu suprapusă cu o folie de cupru nano-învelită și după aia tratată cu cupru. Pentru că am mai multă încredere în cupru nano-învelit, pentru că văd nano-învelit și pe el. Pe aluminiu nu-l văd. Nu pot măsura, există, nefiind vizibil, da, eu încă sunt faza asta în care cred multe, dar da, mai trebuie să mi se și confirme unele chestii materiale. E mai subțire stratul de aluminiu nano-învelit. Da, și, da, și de-aia m-am gândit că următoarele condensatoare le-aș face așa, cu, deci cu miezul de genul ăsta, nano-învelit neizolat, și bobinat pe el două folii, una de aluminiu, una de cupru nano-învelit, cu gansuri, gel gans uscate, și peste el nu mai pun bobină, ci pun inele de cupru. Bineînțeles, primul legat la miez, de făcut bucla, așa cum mi-a prezentat și Werner. Cam la asta mă gândesc în momentul de față. Problema la condensatori este că sunt la limita dintre fizicalitate și de plasmă. Și lucrează și în fizicalitate și în plasmă. Aici este problema lor. Și de-aia este foarte greu să-i dibăcim. Că dacă ar fi vorba numai de condensatori plasmatici, ar fi foarte ușor de făcut. Sau de condensatori în fizicalitate, la fel ar fi foarte ușor de făcut. Dar numai că aceștia trebuie să fie capabili să lucreze și într-un spectru și în celălalt spectru. Așa am văzut eu funcționarea condensatorilor. Și de-aia îmi explic la ora actuală de ce sunt atât de greu de făcut. Dar o să-i descălcim, împreună o să-i descălcim. Gata, am vorbit cam mult, iertați-mă. Ok. Domnilor, ne apropiem de 3 ore. Dacă mai aveți ceva referitor la ce s-a discutat în seara asta, succint, vă rog. Succint, Angelo, dacă vrei să comentăm mai mult despre coalizatori, hai sâmbătă în cafenea și stai cu noi și dacă ești disponibil, bineînțeles. Și sunt multe de vorbit acolo, sunt foarte multe. Doar că acolo nu puteți discuta doar succint, puteți mai velar. Exact. Voi încerca, sâmbătă nu intru cu cărcat de obicei, dar hai să vedem. Dacă nu sunt posibil și poți să fii cu noi, să știi că sâmbătă, deci a fost tema de cercetare pentru colegii noștri în cafenea, condensatorul. Și hai să vedem cu ce vin ceilalți colegii noștri. Apropo, o mică nelămurire a mea, sâmbătă sau vinerea? Iartă-mă, eu am rămas cu sâmbătă, vinerea. Da. Ok. Dacă nu mai este altceva, eu vă mulțumesc pentru participare și încheiem aici a 5-a sesiune de studii în limba română a Institutului de Navete Spațiale al Fundației Kirchner. Bună seara și mulțumesc tuturor! O seară plăcută la toată lumea! O seară bună! Noapte bună! Salutare!